Numărul de teste a crescut în ultimele săptămâni, însă nu în toată țara. Chiar dacă săptămâna trecută am avut zile cu aproape 40.000 de testări, au fost și județe în care doar câteva persoane au fost verificate. În Ialomița sau Călărași, de exemplu, au fost făcute doar 8 sau 9 teste într-o zi. La nivel național, sâmbătă au fost raportate în total 36.181 de teste, însă mai mult de o treime dintre testele efectuate au fost făcute în capitală, asta în timp ce în aceeași zi 6 județe au prelucrat sub 100 de teste. Motiv de îngrijorare, spun specialiștii, și asta pentru că numărul mic de testări duce la raportarea oficială a unui număr mic de cazuri confirmate cu noul coronavirus. Vom crește în continuare capacitatea de testare, de asemenea, demarăm procedurile de achiziție și pentru testele antigen rapide. Evident că trebuie să achiziționăm teste care sunt acceptate și recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Imediat ce vom avea posibilitatea să achiziționăm aceste teste, le vom folosi în anumite zone de risc mai mare, astfel încât să putem să testăm un număr mai mare de cetățeni. O explicație pentru numărul mic de teste efectuate dintr-un județ, spun specialiștii, este dat de faptul că, spre exemplu, în capitală, unde se fac și cele mai multe teste din țară, sunt testați inclusiv oamenii care vin și din județe învecinate. Însă premierul susține că testele se fac echilibrat pentru fiecare regiune în parte. Vă readuc aminte că în prima fază a pandemiei se făceau teste în 4-5 centre de testare. La ora actuală am crescut capacitatea de testare și am dezvoltat capacitatea de testare echilibrat pe fiecare regiune a țării. Testarea nu trebuie să se facă în mod obligatoriu într-un județ. Testarea, de exemplu, pentru Ialomița, în cazul în care se prelevează probe, se poate face la orice centru.